altfel decât prin astfel de dosare politice. Încercăm să aflăm care este și opinia membrilor social-democrați. Stăm de vorbă cu domnul deputat PSD Florin Manole și opinia opoziției. Domnul deputat USR Cristian Zaidler alături de noi. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Încep cu noastră, domnul Florin Manole. Ați ascultat discursurile din ultima perioadă ale domnului Liviu Dragnea. Considerați că este o victimă a unui sistem și aceste dosare penale nu și-au locul, sunt politice? Domnul Liviu Dragnea s-a exprimat inclusiv în legătură cu vechimea presupuselor fapte din dosar și e adevărat că se vorbește acolo despre presupuse fapte din 2001, de exemplu. Am putea să ne punem un semn de întrebare în legătură cu viteza cu care merg unele cercetări. Dar acolo în comunicatul DNA scria că informațiile de la OLAF au venit anul trecut în septembrie și de atunci a fost pus în mișcare acest mecanism de cercetare pe care l-au procurorii pentru a ajunge a putea să facă un rechizitoriu. Sigur, dar acum este foarte complicat să comentezi. În primul rând, nu știu cât de în regulă este ca eu, politician, să comentez despre treaba procurorilor. Pe mine mă interesează ca justiția să își facă treaba și judecătorii să fie cei care decid dacă cineva este vinovat sau nu, pentru că nu e așa. De fapt, asta se și întâmplă, nu procurorii. Altfel, este un dosar. Cum nu am comentat sau am fost reținut în a comenta despre alte dosare, o să fiu reținut și în a comenta despre acesta, cu atât mai mult cu cât există o directivă 343/2016 a Comisiei Europene, care vorbește despre întărirea prezumției de nevinovăție. Iar eu, fiind membru în Comisia pentru drepturile omului, pot să vă spun că este foarte important să implementăm și directiva aia și să acționăm în spiritul ei. Oamenii sunt nevinovați până la o decizie finală a unui judecător. Dar aveți senzația că socialdemocrații sunt victime în acest moment ale acestor dosare pentru că au ceva bun de făcut la guvernare și este un instrument de a-i critica, de a-i bloca în această activitate? Am auzit și eu că există așa o vorbă că principala opoziție acum la PSD ar fi de fapt genul ăsta de acțiuni, însă cred că pentru interesul public lucrurile importante sunt cele pe care le-ați menționat referitoare la programul de guvernare și la măsurile guvernamentale și astea sunt prioritare pentru interesul cetățeanului. Domnul Cristian Zaidler, este în acest moment guvernarea PSD atât de bună încât nu poate să fie pusă la punct decât cu dosare politice? Dădea de înțeles Liviu Dragnea acest lucru. Domnul Liviu Dragnea poate să dea de înțeles ce dorește dânsul în declarație, dar faptele vorbesc cel mai bine. Prima faptă, domnul Liviu Dragnea își dă jos propriul guvern, da? Deci acolo nu a intervenit DNA-ul, nu a intervenit măsura economică, nu era nicio problemă, era problema faptul că domnul Liviu Dragnea nu se înțelegea cu domnul Grindeanu. Și asta a fost mai important decât guvernarea, decât programul de guvernare. Deci, ca să fie foarte clar, primul, singurul care a atentat la un guvern al României numit un guvern social-democrat în coaliția PSD-ALDE a fost chiar însuși Liviu Dragnea. În al doilea rând, pretenția că cineva, o forță obscură, atentează la integritatea juridică a dânsului este o dublă aberație. În primul rând, pentru că domnul Liviu Dragnea, să ne aducem aminte, are deja o condamnare penală definitivă. În cazul dânsului știm, este un infractor conform legii românești. În al doilea rând, apropo dosarul recent, este o investigație pornită la o sesizare venită de la OLAF. Deci nici măcar nu se putea presupune. Sigur, e o teorie conspiraționistă care convine PSD-ului din seria Soros și altor aberații fake news, că această investigație ar fi fost lucrată în niște laboratoare secrete. Nu, Oficiul European de Luptă Antifraudă, care este un departament al Comisiei Europene, a constatat că s-a produs o fraudă pe 20 de milioane de euro, a înaintat DNA-ului, DNA-ul a hotărât în urma cercetărilor să-l pună sub acuzare pe domnul Liviu Dragnea. Este o anchetă penală absolut normală și într-o țară normală, ca să citesc tot un membru PSD, acest lucru ar însemna, cu păstrarea prezumției de nevinovăție, estimate coleg, demisia acelui demnitar public. Instant. Domnul Florin Manole, ar trebui Liviu Dragnea să facă un pas înapoi în acest moment pentru că sunt aceste suspiciuni la adresa dumnealui? Nu știu, asta e o întrebare pe care ar trebui să o adresați cui este. Dar sunteți cauza, membru PSD și afectat eventual dacă partidul are de suferit ca imagine din anumite motive.
încă o dată, pentru mine prioritară este agenda cetățeanului și nu cred că cetățenii sunt interesați în primul rând de soarta PSD și cine intră, cine vine, cine își dă demisia, cine nu își dă demisia. Eu cred că temele sociale și economice sunt... Aveți încredere în justiție mine, în acest moment, un răspuns? Sigur. Deci justiția își face treaba. M-ați întrebat dacă am încredere. Am încredere. Uneori își face treaba, alteori nu își face treaba. Dacă ne uităm și la condamnări la CEDO ale României, uneori justiția nu își face treaba. Deci e o chestiune cu nuanțe. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Așadar, socialdemocrații sunt de partea liderilor.